Mainz a uimit în primele minute ale meciului cu Freiburg din sferturile Cupei Germaniei. Parker a făcut 1-0 pentru gazde după numai 100 de secunde de joc. Peste două minute, Salah a pasat la Zimin, care a dublat avantajul. Freiburg a alergat tot meciul după gol. Ginter a trimis puțin peste poartă după o lovitură liberă, iar Zorg a zguduit transversa la porții lui Müller. În partea a doua, Mainz a rămas în 10. Poșpeh a văzut al doilea galben după un fault dur. Freiburg a dominat partea a doua. Șutul lui Santini a fost respins excelent în bară. Finalul a fost nebun. Santini a redus din diferență, iar apoi Caligiuri a egalat din penalti și meciul a mers în prelungiri. Mainz a ciudat complet. Caligiuri a făcut dubla și și-a dus echipa în semifinalele Cupei Germaniei.